EGIS România anunță primele cooperative agricole înființate în cadrul proiectului Servicii de Consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanțat din FADR prin PNDR 2014-2020, măsura 2. În ultimele două luni de zile au fost consiliați gratuit în vederea asocierii în forme asociative de tip cooperative agricole și grupuri de producători peste 900 de fermieri și au fost înființate șapte cooperative agricole în domenii precum zootehnie, ovine și bovine de lapte, pomicultură, legumicultură, apicultură și cultură mare. Alte 54 de cooperative agricole vor fi înființate până la finele lunii iunie anul curent, interesul fiind crescut în toate domeniile de activitate din sectorul agricol și în toate regiunile de dezvoltare ale României. Proiectul are o durată de 3 ani și constă în promovarea serviciilor de consiliere în rândul a 10.000 de producători agricoli cu scopul de a facilita asocierea acestora în 350 de cooperative agricole și minim 8 grupuri de producători conform legislației naționale în vigoare.